De astăzi vom scoate mai mulți bani din buzunar pentru o călătorie cu trenul. CFR Călători a majorat cu 8% tarifele biletelor de tren, însă va menține facilitățile acordate navetiștilor, elevilor și studenților. Decizia majorării tarifelor a fost luată după ce CFR Călători a înregistrat anul trecut pierderi de peste 60 de milioane de euro. Ultima majorare a prețurilor a avut loc în luna iulie acestui an, odată cu creșterea TVA-ului. De asemenea, ultima ajustare tarifară la prețul biletelor a avut loc la data de 1 septembrie 2007, când prețul unui bilet de tren a crescut cu 8,1%. Părerea mea este că aceste scumpiri nu o să ducă la o îmbunătățire a calității transportului. Poți să scumpești biletele cu 8%, cu 10%, cu 20% sau cu 30%. Probleme mari sunt în sistem, iar aceste scumpiri vor conduce în continuare la sărăcirea populației și a călătorilor. Cu scumpirile astea, să știți că părerea mea e că CFR-ul o să aibă de suferit. Și noi vom suferi, și CFR-ul va suferi, și toată lumea o să sufere. Nu știu, au posibilitate ca să poată să-și iei bilet, dacă nu se parcă undeva. Hai să general băile, hai că sunt pentru 1.000 bătrâni. Vieții aia de unde plătește, dacă are o pensie așa de mică. Gândiți-vă cum trăiesc vieții. Numai, vezi cum nu suntem de vină noi, muncitorii, nici oamenii, țara noastră, de la conducere, e toată vina. Pentru că dacă n-ar face atâtea scumperi, cât fac acum, și nu se gândește la popor, se gândește numai la ei, ei să aibă, dar poporul nu. Începând de astăzi, biletele de tren s-au scumpit cu 8%. Spuneți-ne, în primul rând, ce părere aveți dumneavoastră despre acest lucru? Ei, s-au scumpit, e rău, pentru că sunt o pensionară și banii nu prea ajung. Asta este, că nu e chiar bine că s-au scumpit, însă trenurile sunt acceptabile, am văzut curățenie, mie mi-a plăcut. Am mers cu săgeata, am mers cu acceleratul, am găsit curățenie. Dacă aș merge cu personal, ar fi vai și amar. Începând de astăzi, biletele de tren s-au scumpit cu 8%. Spuneți-ne, în primul rând, ce părere aveți dumneavoastră despre acest lucru? Păi nu e bine. Toate se scumpesc, salariile se reduc, pensiile iarăși, tot nu e bine. Dumneavoastră circulați mult cu trenul? Nu așa mult. Nu mult, asta e norocul, că nu mult. Pentru navetiști, elevi sau studenți, singura parte pozitivă reprezintă planul de reducere întocmit de CFR Călători pentru cei care cumpără anticipat biletele de tren. Procentul cu care tarifele sunt reduse poate varia între 5 și 13% în funcție cu câte zile înainte se face rezervarea. Mai exact, călătorii vor primi o reducere a prețului de 13% dacă vor rezerva biletul cu peste 21 de zile înainte, 10% reducere la cumpărarea cu anticipație de 11 până la 20 de zile și 5% reducere la cumpărarea cu anticipație de la 6 la 10 zile față de data călătoriei.